Ion Mureșan a debutat în anii 80, la începutul anului 80, a fost primul poet, sunt absolut convins și acum, care a schimbat criteriul poetic după Nichita Stănescu. El întinde o capcană pentru cuvinte, pentru imagini, pentru idei, pentru metafore. Ion Mureșan s-a impus ca cel mai consistent poet a ceea ce numim promoția 80. Sunt de puțini poeți care scriu foarte puțin, au foarte puține volume și lumea nu-i uită niciodată. Să nu mor de invidie. Wow! Cățelonule! Uite-l, bubice! Ce faci? Ai ieșit la aer. Să vadă și el ce se mai întâmplă pe stradă. Așa este el, poetul. Nu-i scapă nimic și ia aminte tot ce se petrece în orașul pe care îl străbate cu pași repezi. Iubește acest oraș care i s-a lipit de suflet. De fapt, prin tot ceea ce face este legat de inima orașului. Acolo se află universitatea, redacția și cafenelele. Cele care contează, desigur, pentru că Ion Mureșan nu intră decât în localurile unde este un obișnuit al casei și întotdeauna întâlnește amici. E ușor să fii nici prieten cu unul ca Ion. E singurul prieten pe care l-am pierdut pe stradă în centrul Clujului. El poate să-ți facă surpriza asta. Te pierzi la Paris, te pierzi la New York. L-am pierdut și acolo. Dar să-l pierzi în centrul Clujului în 5 minute, asta e chiar o performanță. De obicei, noi vechi clujeni, studenți, elevi aici, ne învârtim în centru, într-un turbion ca și, știu eu, magnetizați de oraș și suntem previzibili. Imediat ce ne-am pierdut, fugim la cafenea, la ușa edificiului tribunei, undeva. Cu Ion nu se poate. Ion îl pierzi. Am visat de mic să ajung la Cluj. Când eram mic, visam că Clujul este o aglomerare de cuptoare de făcutură dulce. Că asta mi-a ducea tata de la târg. Când mergea la târguri, peste tot mi-a ducea tata dulce ca o glinjoară. Am venit la Teatrul de Păpuși, pe urmă am venit la Teatrul Național, pe urmă am venit la liceu și încet am intrat în Cluj, deși scriam într-o carte a mea, în cartea pierdută, într-un mică tabletă, într-un mic eseu, că Clujul este ca și o oglindă sferică. Tot timpul încerci să intri în el și dai cu capul de oglindă. Și nu se știe dacă ajungi odată să intri în Cluj. Pentru că orașul nu se lasă pătruns. Povestea poetului nu începe la Cluj. S-a născut la 30 de kilometri de marele oraș, într-un sat uitat de Dumnezeu, unde oamenii trudeau din greu și nu se desfătau cu frumusețea literelor. Totuși, copilul de țăran simplu s-a îndrăgostit de slova scrisă, odată cu deslușirea primelor cuvinte din abecedar. Am început să scriu foarte ciudat, atras de formă, de forma poeziei. Aveam un coleg care era mai mare ca mine, cu 3 ani, Adrian, care mi-a arătat într-o zi un caiet. Unde am văzut că scris de mână, scrise niște texte care nu mergeau până la capătul rândului. Și mi-a spus, sunt poezii. Ce este asta poezii? Cam cum ia din cărțile de la școală, dar de data asta erau scrise de mână. Și atât m-a fascinat faptul că pot exista texte din specia aceasta atât de incomprehensibilă și de minunată care este poezia,
scrise de mână, de mâna cuiva, încât am început să scriu și eu texte la fel, pe modelul rândurilor care nu merg până la capăt. De mic așa a avut el, care nici noi nu ne-am dat seama că ce. Într-o noapte era lumina în casă cu lanterna, pe pernă scrie când era pe-a-ntâia. A fost scrisă două strofe de poezii. Că eu am luat mătura și l-am bătut, că ce noaptea mă sparie? Ce scris îți trebuie ție? Păi el zice că eu vin niște idei și el nu vrea să le uite ce, și o scrie, așa cum scria pe-a-ntâia. Am început să public deja din școala generală, am luat premii pe țară, la Tinere Condee, am luat premiul 2 pe țară, publicam în Cutezători împreună cu Florin Iaru, cu Matei Vișniec, ne întâlnim la aceeași rubrică, girată de președinte de atunci al Uniunii Scriitorilor. Atunci am început să simt deja mirosul cernelei tipografice, ca să zic așa. Asta am mai spus-o și eu spun întotdeauna, că pentru mine poezia tipărită are întotdeauna ceva din amestecul dintre zăpadă și mirosul de cerneală tipografică. De când mi-au apărut primele poeme în Cutezătorii, mergeam la poștă, eram foarte mic și mă întindeam așa, să-mi dea revista peste teșgheaua respectivă. Și era o ninsoare grozavă, eram micuț și zăpada era mare și miroseam poemul. Vedeam numele, poezia și miroseam și toată zăpada mirosea a hârtie proaspăt tipărită. Când a fost pe a 8-a, atunci scria la reviste și vineau reviste de acasă. Și noaptea asta, atâta noaptea, tot zicea mare, trăiu-i să nu văd lumină în casă, să știu că se face zor și nu se stânge lumina. Vineam de aici, de la bucătărie, puneam mâncarea și pe geam, că vineam doar dacă nu dorme să mânce. Să nu știe flămând, ca mamele. E poza care a fost la panoul de onoare. Când eram în clasele primare, am un cap ca un dovleac și niște ochelari mici. Și parcă e plană făcută, parcă scălcat de camion în poza asta. Torțile de la ochelari te fac așa. Am avut un cap mare când eram mic și pe urmă încet s-a micșorat. Și aveam și băscuța. Eram pionier și eram îmbrăcat oricum cu o uniformă de asta, parcă sunt corean. Așa, de un corean trist. Tânărul Condeer a ajuns la Cluj și s-a înscris la Facultatea de Filozofie a Universității Babeș-Bolyai, poeziile sale văzând lumina tiparului în revistele studențești. A publicat atât în paginile Echinoxului Clujan, cât și în forumul studențesc de la Timișoara, ba chiar și într-o publicație din București, Convingeri Comuniste. Treptat, numele său a devenit cunoscut și toată lumea îl considera un obzecist, deși încă nu debutase cu volum propriu. După terminarea facultății, toți am fost trimiși la mama dracului în praznic. Ca să zic așa, știu, am fost profesori la țară. Orașele erau închise. Clujul era oraș închis, București oraș închis. Șeful meu de promoție, cred că a luat Câmpia Tuzii sau Oradea, nu mai știu. În vremea aceea s-au scris multe scrisori. A fost o corespondență asiduă și o corespondență susținută între mari localități. Știu cum era Strâmbu, unde eram eu, un sat într-o comună, nu era chiar comună, Borca, unde era Aurel Dumitrașcu, și el, Dumnezeu să-l ierte, știu, Galați, unde era școală generală, 4, sau nu știu de unde era Florin Iaru, Cărtărescu era, nu știu unde, Groșan, era și el undeva pe lângă București, Țeposu, deci toți eram scoși din atenție.
scoși din orașe. Eram, unii erau pur și simplu merciologi, alții vindeau cărți în librării, vezi, Dan Damaschin, sau Mircea Nedelciu, care era liberal la Cartea Românească, iar urmă a avansat și el și a ajuns magazioner la Cartea Românească. Deci toți eram oarecum jigniți, într-un fel, în aspirațiile noastre. Și asta creat o solidaritate care nu cred că... Poate acum începe să apară la generația 2000-istă, cei chiar la ultimii tineri. Noi ne cunoșteam foarte bine între noi. Ne trimiteam cărțile, dacă nu le trimiteam, ele n-ajungeau. Ne citeam, ne scriam unii altora. Toți eram niște nenorociți până la urmă. Și asta a făcut să ne iubim și să ne citim unii pe alții. Senzația s-a produs în 1981 odată cu Cartea de iarnă, volumul său de debut, Tânărul poet fiind elogiat de criticii literari. A primit chiar și premiul Uniunii Scriitorilor pentru cel mai bun debut al anului respectiv. Ioan Buduca, criticul de la București și fost echinoxist, care a lansat un fel de blestem. A spus... În prima lui cronică, Leu în iarnă se numea, asta o țin minte, că era chiar prima cronică. Nu știm dacă acest poet va mai scrie, pentru că este imposibil să mai scrie ceva peste ceea ce a scris, poate este singura lui carte. Această frază au preluat-o pe urmă toți, Nicolae Manolescu, știu, Eugen Simeon, toată lumea a spus că nu voi mai scrie, pentru că nu mai am unde merge. Dacă succesul primei cărți a fost o binecuvântare sau un blestem, acum nu mai contează. Fapt este că în următorii 25 de ani abia a mai publicat ceva. Cel de-al doilea volum de poezii, Poemul care nu poate fi înțeles, i-a apărut în 1993. A fost răsplătit cu premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România. În 1998 a publicat volumul de eseuri Cartea pierdută, iar după încă un deceniu de tăcere, în 2007, ediția trilingvă a poemului Paharul a văzut lumina zilei la o editură din Baia Mare. Are două volume mari și late de poezie, mai are un volum de eseuri, dar are încă o cărțulie formidabilă care... E a treia vârstă a poeziei lui, se numește Paharul, e un singur poem. Ion Mureșan publică puțin, nu scrie puțin. El scrie foarte mult. Știți, s-a schimbat ceva în mentalitatea lui. Cred că refuză să-și repete o emoție, să-și o repete cu alte expresii, cu altă economie. Pur și simplu refuză. Vrea să trăiască autentic și o singură dată fiecare experiență metaforică. Și atunci, imediat ce se suspectează că acest lucru l-a mai simțit, lasă jos stilul. Așa cred eu că se explică această zgârcenie a lui. Am scris sigur puțin. A venit chiar și după a doua carte un prieten care, totdeauna un prieten a avut încredere în mine, care m-a ajutat, și Nichita Danilov de la Iași, care a spus, dacă a fumat, va mai fuma. Dacă a băut, va mai bea. Dacă a scris poezie, va mai scrie. În ciuda numărului redus de cărți publicate, poetul se bucură de un succes considerabil. În 2005 s-a numărat printre poeții români care au reprezentat și au popularizat poezia română în Franța în cadrul programului Les Belles Étrangères. Experiența franceză a fost interesantă. Francezii au ales. A fost o revelație și, dacă vrei, o gură de aer, pentru că am fost în orășele, în sate, am fost cu
cu Mircea Cătrescu, cu Marta Petreu, cu Letiția Ilea, cu Simona Popescu, cu Florin Iaru. Și am fost 12 băieți și prozatori, Ana Blandiana, români. Și am văzut că peste tot există cineva care iubește poezia. Sunt centre de poezie. Într-un orășel mic cât Gherla este casa poeziei. Nu se numește casa cărții, casa academiei, ci casa poeziei. Chiar sunt cetățean de onoare a unui mic orășel, Castel Nodari, se numește, din sudul Franței, cu Mircea Cărtărescu, suntem amândoi cetățeni de onoare. Este capitala mondială a casuleului, a fasolei cu ciolană. Au o întreagă mitologie și fie tot a doua casă este maison de casule. Și toată lumea iubește poezia acolo, primarul. Sper că într-o bună zi să se întâmple și la noi, să avem o casa poeziei undeva. După absolvirea facultății, Ion Mureșan a lucrat timp de 7 ani în învățământul rural. A reușit să revină la Cluj în 1988 ca redactor la revista Tribuna. De atunci nu s-a mai vindecat de microbul gazetăriei. De curând se confruntă cu o nouă provocare, conduce revista Verso, publicată de Fundația pentru Studii Europene. Deși știe că este o muncă de uzură, îndeplinește cu plăcere atribuțiile de redactor-șef, deoarece convingerea lui este că scriitorul trebuie să scrie, să spună adevărul și să pătrundă în miezul lucrurilor. Asta e primul număr. Verso. Hai să citesc câteva propoziții. Din editorialul primului număr. În fața argoului Mahalalei, ridicat la rang de fior liric, Verso propune o eleganță discretă înarmată cu pix roșu. Verso este o revistă de cultură, nu o revistă de refugiu în cultură. Miza ei este dinamismul și viteza de reacție. Verso agrează polemica, judecată de valoare, chiar riscantă, atentatele cu argumente, dar nu comerțul cu bădărănii. Verso nu agrează erudiția seacă și bătrânicioasă, care ascunde în discursuri lungi lipsa de viziune și de idei. Ion Mureșan este mai mult decât un poet. Este un scriitor formidabil. Tot ce scrie, a scris publicistică, tot ce scrie este de o consistență pregnantă, imediat e citit. Are chiar poezia lui și nu numai... o structură dialogală, să-i spunem, comunică imediat, este acaparator prin tot ce face, tot ce se scrie, e fascinant. Majoritatea articolelor, crochiurilor și versurilor nu se naște la masa de scris sau în liniștea camerei de lucru, ci în cafenele și cârciu. Ion Mureșan nu intră în orice local, doar în cele favorite. Cafeaua de dimineață o bea la Arizona, unde vin și amicii lui, aducând veștile cele mai proaspete. Ne vedem sâmbătă duminică. Îți trimit cartea prin e-mail sau nu, ți-am dat-o pe stick. Mail de pe stick. Ok. Bună ziua! M-ai mituit ani de zile, că eram anticar și... Eu lucra la o benzinărie și venea cu câte o sticlă de rom dată de șoferi. Pentru ce dată? Dar nu spune toate chestiile astea. Dată de șofer pentru câteva litri de benzină în plus. E adevărat. Și nu? De rom ar fi trebuit să ajungă la mine pentru o carte de poezie în plus, dată. Păi... Dar noi o beam aici, în fața statuii, pe bancă dimineața. Beam și ne mâncam ciorba de burtă. Și... Angela mea mi-a luat Kant, Hegel, Platon. Tot sunt de cărți inutile. Da, dar tu... Tu dădeai ciorba de burtă, totuși. Eu dădeam romul, tu ciorba de burtă și până la urmă ieșeam amândoi în câștig. Și cărțile? Cărțile trebuiau citite. Asta e toată povestea. Decât să le citez eu, mai bine ține de mine. Deci, tot, decât să le citească, el la mine mi le dădea mie. El oricum lucra la un magazin de cărți gata citite. Eu nu mai trebuie să citești acolo. De-aia le cumpăram și eu de la el, că știam că-s gata citite și facem un schimb bun.
Și băutura care duceam era gata băută de mult. Poetul, dacă se află în căutarea inspirației, își îndreaptă pașii spre cârciumă. Da, desigur că mă deranjați. Normal, orice moment în care sunt oprit, mă îndepărtează de bere. Sigur că mi se dă. Toată lumea cunoaște localul Ema. Ar putea fi considerat o adevărată bombă, dar portretele poeților și scriitorilor clujeni care acoperă pereții cârciumei salvează aparențele. Și berea are alt gust dacă o bei în compania acestor artiști, unii trecuți în neființă, care te privesc cu înțelegere și amuzament. Între ei îl putem descoperi și pe Ion Mureșan. Cârciuma cred că e un fel de confesional. Pe exemplu, ceva trage pe credincios în biserică. Eu mă duc și la biserică și la cârciumă. E un fel de purgatoriu, până la urmă, cârciumă. E un loc care face trecerea între infernul cotidian, între singurătatea infernului cotidian și paradis. Cârciuma este o umbră palidă. Toate cârciumele de pământ sunt umbre palide ale unei cârciumi unice, perfecte, inestricabile, cârciuma ideală care este undeva în ceruri, unde se întâlnesc toți marii scriitorii care au trecut prin cârciumi, care au trecut prin purgatoriu cârciumilor, începând, ce să zic, de la Baudelaire, la Verlaine, la Bacovia, la Mariana Marin, la Virgil Mazilescu, la Nikita Stănescu. Deci toți mari scriitori, mari poeți, bețivi, toate personajele lor alcoolice stau în aceeași cârciumă ideală și că ea este undeva rezemată de peretele raiului. Cârciuma asta este ca o clădire părăginită, galbenă, cu fereste mici în care probabil plouă ca în Bacovia. Din cârciuma aceea perfectă se vede Dumnezeu umblând ca un cocostârc așa de pe o acoperiș de cârciumă pe alta, cu picioarele lungi, trecând de pe o cârciumă pe alta și încercând să aducă un dram de mântuire. Are un volum senzațional. Nu știu de ce nu-l publică. Are câteva teme formidabile despre nebunie, despre ospiciu, despre imaginație în general. Al treilea volum, care ar revoluționa o tematică a poeziei noastre, ar fi despre ebrietate ca stare de spirit și despre dragoste. Va fi cel mai extraordinar volum dacă îl public, dar nu știu de ce nu îl public, dar l-a scris. Despre frumusețea și originalitatea poemelor din nepublicatul volum al lui Ion Mureșan, Cartea de alcool, circulă adevărate legende. Poetului îi face plăcere să-și recite cele mai recente creații la diferitele întruniri cu prieteni, colegi, admiratori, dar nu le publică. Aceste versuri au ajuns totuși să circule deja din mână în mână, de la un cititor la altul, sub formă de xerocopii multiplicate clandestin. Deși succesul poemelor este imens, poetul își păstrează manuscrisele în continuare pe fundul genții. Socotește că nu a venit încă vremea lor. De faimă, nu-i pasă. Poemul alcoolicilor. Vai, săraci! Vai, săraci alcoolici! Cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună? Dar mai ales dimineața, când merg clătinându-se pe lângă ziduri și uneori cad în genunchi și scan niște litere scrise de un școlar stângaci. Numai Dumnezeu, în marea lui bunătate, apropie de ei o cârciumă. Căci pentru el e ușor, ca pentru un copil care împinge cu degetul o cutie cu chibrituri. Și numai aici ajung la capătul străzii și de după colț, de unde înainte nimic nu era, zup, ca un iepure, le sare cărucima în față.
și se oprește pe loc. Atunci, o lumină feciorelnică le sclipește în ochi și ei transpiră cumplit de atâta fericire. Și până la miază, orașul e ca purpura. Până la miază, de trei ori se face toamnă, de trei ori se face primăvară. De trei ori pleacă și vin păsările din țările calde și ei vorbesc. Și vorbesc despre viață. Despre viață, așa, în general, chiar și alcoolicii tineri se exprimă cu o caldă responsabilitate. Și chiar dacă se mai bâlbâie și se mai potignesc, nu-i din cauză, ca ar spune, ideii teribil de profunde, ci pentru că, inspirați de tinerețe, ei reușesc să spună lucruri cu adevărat emoționante. Eu uneori am impresia că sunt un impostor. Sunt un simulant. N-am reușit să scriu până la capăt, să ard. În mod normal ar fi trebuit să fiu mort de mult. Poate după prima carte era bine să fi murit. Tot timpul mi-am propus să stau până la 30 de ani, 33 de ani, vârsta cristică. Pe urmă am căutat alte repere. Sigur, Tesselborg, odată cu Rimbaud, toți adolescenții visează să moară la 21 de ani, la 18 ani, la, și poeții, pe urmă, își au repere și reperul 33 de ani este cel mai plăcut, dar, pe urmă, mai trebuie Virgil Mazilescu, care a, un mare poet care a murit la 42 de ani și am zis, mai am până atunci. Pe urmă, a trăit Nichita Stănescu și mai am până la 50. Pe urmă m-am gândit la Bacovia și am zis că mai am ceva și uite că tot amânând, tot încercând să prind ba viața, ba poezia, am ajuns un fel de simulant. N-am scris nici toată poezia, nu am trăit nici toată viața. Cei care au optat pentru arderea totală într-o parte sau alta, s-au stins sau trupul lor ocupă raftul întregii în bibliotecă și îl hrănesc. Trupul meu de cărți este mic, viața mea nu se vede și atunci stau între aceste două lucruri și mă gândesc dacă merită să faceți această emisiune cu mine.